Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre sănătatea și frumusețea picioarelor copiilor noștri, despre așa zisul picior crăcănat. Ne explică ce se întâmplă domnul profesor dr. Gheorghe Burnei, șef clinic ortopedie și chirurgie pediatrică la Spitalul Marie Curie. În popor, așa se spune, picior crăcănat. Ce cauze are acest picior și ce e de făcut, domnul profesor? Acest picior este un picior pe care noi îl numim genunchiul var, un genunchi în care toată lumea știe, așa cum spuneți dumneavoastră, că este vorba despre un copil crăcănat sau un individ crăcănat. De obicei, acestea sunt datorate creșterii mai intense a jumătății externe a cartilajelor din jurul genunchiului. Este genunchiul var tot idiopatic, este un genunchi care poate să ia amploare, dar uneori îi se datorează unor sechele de rachitism. Sechele de rachitism actualmente nu mai sunt sechele veritabile de rachitism florid în care nu există provitamina D și calciu și ca atare este în forme fruste de rachitism care sunt datorate unor tulburări biochimice prezente în ficat, în rinichi și chiar tegumentar. Uneori, în ultima perioadă de timp au fost descrise mult mai multe decât se știau înainte la nivelul intestinului ca urmare a tulburărilor de absorpție. Poate fi și ceva genetic, adică mama sau tatăl, dacă au picioarele ușor crăcănate și copilul să moștenească? Da, foarte bine ați făcut mențiunea, într-adevăr, sunt și afecțiuni genetice pe care noi le întâlnim mai frecvent în cazul unei maladii caracterizată din naștere, prin creșterea mai evidentă a cartilajelor din partea externă. Această maladie este o maladie care trebuie investigată din timp și la momentul oportun, tot prin plasarea, dar de partea opusă, a unor cleme speciale, pot permite vindecarea. Sunt unele forme foarte avansate care necesită intervențiile cele clasice în care osteotomiile, secționarea osului se fac și pe femur, se fac și pe tibie și trebuie avut foarte multă atenție în asemenea cazuri la redresarea completă și la momentul oportun pentru a evita efectuarea mai multor intervenții operatorii. Deci, iată, singura cale de a corecta piciorul așa zis crăcănat este intervenția chirurgicală, în jurul cărei vârste ar trebui făcute? Ar trebui să facem o precizare, cum că acele forme de rachitism sau idiopatice trebuie tratate mai întâi prin expunerea la soare. Dacă le expunem la soare, în parc, la râu, la strand, oriunde există soare și, de ce nu, și la munte și la mare, dar nu excesiv, astfel încât să protejăm tegumentele de arsuri. Este posibil ca până la vârsta de 7 ani, după acest tratament de cure heliomarine, adică să fie expus la soare, împreună cu vigantolul, dat în doza corespunzătoare, să vindece această afecțiune. Și după aceea, dacă nu se vindecă, este indicată, dar numai după vârsta de 7 ani, intervenția operatorie. În ce constă această intervenție? Intervenția operatorie constă în pensarea cartilajelor de creștere, acolo unde ele cresc mai mult, pe partea internă, și la fel ca și în genunchiul valg, se așteaptă perioada de timp ca în perioada creșterii aceste hemiepifiziodeze să axeze membrele pelvine. Recuperarea după astfel de intervenție este dureroasă, vorbim totuși de copii. Da, recuperarea nu este dureroasă spre satisfacția părinților și spre mulțumirea noastră și mai ales a copiilor, pentru că ei pleacă de la spital așa cum au venit, tot crăcănați, dar în decurs de câțiva ani se îndreaptă lent și progresiv, ei mergând singuri și desfășurând activitatea pur și simplu aproape normală. Mulțumim pentru sfaturi, domnule profesor. Iată că astăzi am aflat cum poate fi corectat așa zisul picior crăcănat la copii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.